Membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor s-au reunit astăzi la Prefectura Olt pentru a aproba programul de măsuri ce trebuiesc luate pentru a preveni răspândirea pestei porcine africane. Autoritățile au intrat în alertă după ce analizele recoltate de la un cadavru de porc și de la o suină din două gospodării din Cilieni au ieșit pozitive. În seara zilei de 8 iulie a fost notificată, în urma examenelor de laborator efectuate de Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor OLT, suspiciunea de pestă porcină africană la probele prelevate de la un cadavru de porc și un porc viu din două gospodării non-profesionale situate în comuna Cilieni, care au achiziționat porcii din aceeași sursă din comuna Cilieni, județul OLT. Programul aprobat prevede, pe lângă inventarierea animalelor din localitate și verificarea stării de sănătate a acestora și o serie de măsuri a căror implementare a demarat de astăzi. Medicii veterinari au solicitat sprijinul autorităților locale și fac apel la cetățeni să respecte regulile și să-i ajute să împiedice răspândirea pestei porcine africane pentru a nu se ajunge la sacrificarea tuturor animalelor ca în iarnă la Rusănești. Începând de astăzi, este interzisă mișcarea animalelor. Este obligatorie instituirea filtrelor dezinfectoare, a filtrelor rutiere. De asemenea, este interzisă circulația persoanelor, a animalelor, a produselor și a subproduselor și, evident, mijloacelor de transport care transportă animale vii. Printre măsurile dispuse se numără și instituirea zonei de protecție pentru localitățile Cilieni și Potlogeni și includerea în zona de supraveghere a 11 localități, 5 din Olt și 6 din Telorman, dar și asupra fondurilor de vânătoare de la Tia Mare, Scărișoara și Rusănești.